Bună, dragi prieteni, și haideți acum să vă arăt. Dar după cum vedeți, am acolo valiza, este gata, dar o să o las aici, pentru că astăzi voi pleca într-o altă călătorie și o să fie o experiență unică, cel puțin pentru mine, din punct de vedere al timpului, dar și al traseului. Și vreau să vă iau cu mine. Pentru asta, prima dată va trebui să folosim camera de hotel la ora 3, este ora 2:52 de minute, acum, după masă, cum vedeți, afară este încă soare. Și trebuie să iau de aici, să ajung în gară, pentru că da, astăzi voi merge cu trenul undeva la vreo 14, 15, poate chiar 16 ore, o să vedem împreună cât timp va dura și lucrul ăsta. Dar astăzi plecăm din Muine către Da Nang și o să vă iau cu mine să vedeți toți pașii pe care îi fac, pentru că de aici din Muine până în stația de auto, de tren, trebuie să merg cu autobuzul, iar apoi cu taxiul, iar apoi să iau trenul. Și vedem mai apoi ce o să fac de la tren până la camera de hotel, dar cu siguranță voi lua grabul. Dar cam atât momentan, haideți să ne vedem în stația de autobuz. Și iată, mă sunt și în autobuz acum. Cred că am așteptat undeva la 10-15 minute. Nu există stație, ci doar te oprești pe stradă și faci cu mâna conducătorului. Este pentru prima oară care folosesc autobuzul normal, autobuzul local aici în Vietnam. Cam așa se prezintă. Încă nu știu cât costă, n-avea nimeni să ceară niciun ban. M-am așezat în spate datorită bagajelor. Am aici un loc pentru bagaje și cam așa se prezintă. Acum să vedem și cât facem până în Pantiet. Iar de acolo să luăm taxiul. Dar sunt tare curios de prețul acestui autobuz. Până ajung în Pantiet, haideți să vedem și ce va urma mai departe și cum va fi trenul. Dragi prieteni, și după o oră și 10-20 de minute, ceva de genul, am coborât din autobuz, iar acum am comandat taxiul, un Grab, cu care o să merg aproximativ 15-20 de minute de aici până în stația de tren. Hai să vedem și cum va arăta trenul, pentru că ăsta este marele important, trenul. Da, autobuz cam așa arată, acesta care nu se... How much was? 20,000. Bobov? Deci autobuzul a costat 20.000 de dong de persoană. Deci zic că este super, super ieftin. Dacă ajungeți pe aici și vreți să faceți la low budget. Am mai văzut și încă doi turiști în autobuz cu mine. Deci nu sunt singurul. Hai să vedem unde este și și taxiul meu până una alta, pentru că ar fi trebuit să ajungă și n-a ajuns. Acum și seara, este ora 6:30 și acum chiar aștept să ajungă trenul. Cred că va veni din direcția aceea, nu știu încă, mai am de așteptat vreo 5 minute. Și să vedem cum va fi o cursă cu trenul aici în Vietnam, o cursă de 15 ore. Iar pentru ce aici de față, it's for first time when she go with the train. She live in Vietnam, but it's for first time here. And she's so exciting to see. Da, abia așteaptă să vadă și ea cum este o experiență cu trenul. Niciodată n-a călătorit cu trenul. Sunt un pic, nu știu cum să zic, bulversat, pentru că pentru mine este ceva normal, pentru ea este ceva nou și probabil, wow, odată ceva urca în tren. A văzut doar la televizor, bineînțeles, în filme. Da, haideți să vedem și cum va fi această cursă cu trenul. Când va veni, vă voi arăta și înăuntru. Sper să mă auziți, o să vă arăt acum și cum arată trenul de aici din Vietnam. Acesta este baia, o să încep video de aici să vă arăt că nu este chiar atât de curat nici acest tren. Și haideți să ieșim afară. Wow, este foarte greu să deschid ușa. Așa am reușit până la urmă. Cam asta este view-ul. Este dimineață. Este ora 6. Se pare că vine și masa. Închis ușa exact când vreau să intru. Așa. Trebuie să vă arăt și cum arată camerele de aici. Dar trebuie să trec întâi de băieții cu mâncarea. Și cam așa arată și camerele aici. Cei care mănâncă este foarte fericită.
și cam așa arată. O să zic că am dormit destul de bine în acest pătuț. Avem aici o măsoță, aici au locul în care să depozităm bagajele, plus că avem destul spațiu chiar și sub paturi unde să putem depozita. În priveliște avem un 8K superb și cam atât. Vedeți că aventura mea încă nu s-a terminat aici în Drena, așa că acum vin de dimineață, doar ce am fost la baie și am zis că haideți să iau și masa. Aici în Drena, de fapt, vin să vă servească cu mâncare. Acum de dimineață doar oferă un noodles pe care prietena mea și a comandat și a zis că nu. A fost jalnic, supa n-avea niciun gust, era apă chiară, iar legume nici nu exista, erau doar niște noodles care nu i-au plăcut nici ea. Și oricum, am cumpărat niște noodles înainte să urcăm în tren și am zis că să nu-i mai căcat cu mine, așa că o să-i mănânc acum. Arată destul de bine, se pare că aici noodles-ul are chiar și cădiță înăuntru. Este foarte micuță, cu siguranță nu este atât de bună. Am gustat un pic din ei, dar momentan sunt foarte, foarte fierbinți și nu pot să mănânc atât de bine. Și hai să zicem că a fost o experiență destul de ok cu trenul. Nu pot să zic că nu mi-a plăcut, dar fiind drumul atât de lung, nu este chiar atât de confortabil. Patrul este destul de ok, doar că fiind în tren nu poți dormi, nu te poți bucura de pat ca acasă. Unul, este gălăgie și doi, se mișcă trenul continuu, deci acum toată lumea știe. Dar o să mănânc și eu acum noodles-ul și o să mă duc înapoi în cameră. Acum este ora... Hai să vedem împreună cât este ceasul acum, pentru că sper să-l vedeți și voi. 8:05. Deci este ora 8:05, iar în aproximativ 2 ore ar trebui să ajungem în Danang. Și să vedem ce îmi oferă acum Danang, sau cu ce s-a schimbat față de anul trecut când am fost în Danang. Anul trecut am fost exact în această perioadă. Ții minte că pe data de 5 sau de 6 aprilie am ajuns, e bine, acum am ajuns pe data de 10. Deci este fix un an de zile de când am fost ultima oară în Danang. Și sper să fie destul de ok ca și dățile trecute, să fie vreme bună, să nu stăm în casă și să căutăm împreună, eu și cu prietena mea, ce un inel de, nu de logodnă, inel de verigheta, de fapt, pentru nuntă. Încercăm să găsim în Danang, să vedem ce prețuri sunt, pentru că am văzut câteva în Ho Chi Minh care ne-au plăcut și sper să fie destul de ok. Dar aici avem și căluguri în tren, pentru că este destul de ieftin. Hai să vă zic de fapt și cât am plătit, pentru că nu cred că v-am spus. Am plătit pe biletul acesta de tren din Fantiet până în Danang, undeva la 900 de mii de dong, asta înseamnă 30 de lire sau 1.800.000 de ron, 180 de ron. Mie mi se pare un preț destul de ok, ținând cont de faptul că mergi atât de mult. Dar mâncarea de fapt aici în tren este destul de ok, nu este scumpă, dar nu este nici bună, de aceea eu zic să nu. Cam așa arată aici, avem aici un tonomat, de fapt nu este un tonomat, este aparatul de apă caldă sau rece, de unde puteți să faceți noodles-ul. Avem aici o cuvetă, unde ne putem spăla pe mâini sau putem spăla instrumentele pentru a mânca. Nu avem aici neapărat un scaun, dar nici nu vreau să intru înapoi în cameră cu noodles-ul, pentru că mai sunt câteva persoane și vreau să nu se ducă mirosul pe la ei. Da, pentru că probabil că este destul de... nu este destul de ok pentru cineva care nu mănâncă să simtă mirosul de mâncare. Cam atât momentan din tren, hai să vedem cum ajung și la hotel și cum arată hotelul, nu? Hai, vă pup, pa, pa! Ok, dragi prieteni, și am ajuns acum și în Danang, așa cum am spus. Ceasul este aproape 12, dar am 2 ore de când am coborât din acel tren și priviți plaja. Încă nu m-am cazat la hotel. A spus că după ora 12, deci ar trebui acum să mă îndrept spre acel club, pare a fi super mișto. Nu cred că o să mă duc, pentru că mie mi-a trecut vremea. Dar tot timpul aici
Danang, plaja asta din Danang m-a lăsat gură mască, este superbă. Cu acești palmieri puși pe nisip și cu, și cu apa aceasta, care acum nu este chiar atât de limpede. Cred că a fost o furtună sau se apropie, deși nu pare. Este cam poluare afară, deci nu se vede foarte bine cerul, nici soarele. Dar da, am mers 15 ore cu trenul, am mai mers încă o oră și jumătate cu acel autobuz, am mai luat un taxi de la autobuz până în gară, care a fost vreo 20 de minute, după care de aici din gară până la hotel, pentru că mi-am lăsat bagajele, am mai luat încă un taxi care a fost aproape 15 minute, 10-15 minute. Deci în total 17 ore din mâine până în Danang. Acum spuneți și voi dacă a meritat prețul. Per total cu taxiul și cu tot m-a costat pentru două persoane aproape 2 milioane trenul și 250 de mii cu încă 40. Deci la vreo 3 milioane. Acum decideți voi dacă 600 de lei sau 100 de lire pentru două persoane să veniți din mâine până aici este sau nu convenabil. Eu zic că a făcut banii și acum am mai 6 zile de relaxare. O să merg puțin și în Poian, o să ne vedem acolo în orice caz. Până data viitoare, la revedere, pa, pa! Haideți acum să vă arăt și cum arată un hotel de 4 stele de aici din Danang. Suntem la etajul 9, avem camera 902 aici. Bineînțeles, totul este magnetic. Este un hotel de 4 stele, așa că ar trebui să se arate destul de bine, dar se pare că deja am făcut o gafă. Nu este nicio problemă, se repară. Da, foarte, foarte rapid. Da. O să vorbim cu ei să ne schimbe chestia asta sau să pună un scos ceva. Aici cam așa arată camera. Sincer, credeam că este mai mare, dar este ok. Oh, și avem aici, acum mi-am inteles, da, și avem aici baia, care o pot vedea pe cei atunci când face duș și va fi ceva super, bineînțeles. Haideți să vă arăt și cum arată înăuntru. Da, aici este o cabină, să zic așa, de duș, cu tot ce aveți nevoie. Pentru a vă spăla pe dinți, a vă bărbieri chiar, săpun, uscător, o supele, vasul, o toaletă. Atât destul de bine, nu pot să zic că nu, dar sincer nu cred că este de 4 stele. I-aș fi dat un maxim 3, maxim, poate chiar 2. Da, este destul de curat, miroase bine, hotelul este bine poziționat, așa că pentru undeva la 600 de mii de dong pe zi, cu un micul dejun inclus, ceea ce o să vă arăt mâine, eu zic că este destul de ok. Acum sunt foarte transpirat, o să mă odihnesc, cred că o oră o să dorm, după care o să merg să fac niște chestii pentru nuntă, pentru că mai am de făcut o singură chestie. Televizorul s-a aprins singur, să dau mai încet să termin, să vă zic ce am de făcut pe aici. Da, și cam astea fiind spuse, 600 de mii asta înseamnă 120 de lei pe zi pentru două persoane, cu micul dejun inclus, la etajul 9, aproape de mare. Cred că se vede, da, foarte, foarte aproape, iar ce de-abia așteaptă să doarmă. Uitați-vă la ea. Da, o să ne bucurăm oricum și de piscina, o să vă arăt și piscina, bineînțeles, este la ultimul etaj, la nivelul 17, dar până atunci, cam atât de aici, ne vedem la piscina. Haideți să vă arăt acum și cum arată piscina de aici, la cazarea pe care o am. Practic este la etajul 17, dar pentru a ajunge acolo trebuie să urcați până la etajul 16 cu liftul, iar apoi un etaj pe scări. Și sunt îmbrăcat așa pentru că așa sunt haletele de aici pentru piscina. Cam ciudat, dar astea sunt. Așa, haideți să vedem. Trebuie să fie super. Și cred că nu este nimeni, aici este sky barul. Da, și se pare că nu este nimeni, așa încât piscina este doar a noastră. După cum vedeți, arată destul de bine, nu este foarte mare. Avem aici unde să bem ceva. Aici să putem chiar și mânca. Și vedeți,
oceanul acolo și alte hoteluri și priviți plaja din Da Nang cât este de întinsă. Iar acesta este orașul, croata din Sunward, și în partea cealaltă ar trebui să fie și podul Dragon Bridge, care nu știu exact acum dacă o să îl putem vedea sau nu. Sper să nu fie muzica prea tare de aici. Nu, nu se vede de aici. A, ba, da, se vede Dragon Bridge. Suntem undeva pe acolo, hai să fac un pic de zoom. Na, doar atâta putem vedea de aici. Sunt undeva 4 poduri, cred, aici. Unul care este foarte lung, cred că are undeva la 4 km lungime. Și da, haideți că să intrăm în apă să ne bălăcim, pentru că de asta am urcat sus. Și pe seară nu știu dacă o să mergem sau nu și la plajă astăzi, dar cu siguranță vom avea și o zi de plajă, dar nu aici, în cealaltă parte, dacă v-ați uitat la videourile mele trecute, știți exact unde. Până atunci, ne vedem, pa, pa!